Vești proaste pentru români, de luna viitoare vin de la Aleș. Curentul și carburanții se vor scumpi, iar acest lucru va declanșa scumpiri în lanț. Motivul scumpirii îl reprezintă majorarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a cotei de certificate verzi pe care furnizorii de electricitate trebuie să o îndeplinească pentru anul trecut. Cota a crescut cu 0,224 de certificate verzi pe megawatt, fiind cu 88,5% mai mare față de nivelul de 0,1188 de certificate verzi pe megawatt pentru 2012. Impactul acestei decizii a ANRE se va vedea în facturile pe care le vor achita consumatorii casnici după intrarea în vigoare la 1 aprilie a noilor reglementări. Potrivit specialiștilor, consumatorii casnici vor scoate din buzunar circa 5-6 lei în plus. Suma poate să nu pară mare, însă la aceste cheltuieli se mai adaugă scumpirea carburanților tot de la 1 aprilie cu circa 50 de bani pe litru, fapt care va determina creșteri de prețuri în lanț. De asemenea, energia electrică se va scumpi anul acesta și ca urmare a liberalizării pieței, precum și a introducerii taxei pe stâlp.